Așa cum am convenit astăzi, vom discuta nemijlocit pe fiecare articol separat a legii privind activitatea SIS-ului și apoi următoarea, după ce o scoatem pe asta în capăt, o luăm pe cealaltă. Noi am dezbătut, de fapt, subiectele principale și rugămintea mea este să luăm pas cu pas, să vedem nemijlocit cum să aibă loc deci formularea unor articole în conformitate cu acele prevederi care au fost din partea Comisiei de la Veneția, dar și unor instituții atât guvernamentale și neguvernamentale. Așa că rugăm pe domnul Frija să înceapă. Fiecare articol, dăm citire, nu avem unii grăbi, cât reușim, reușim azi, 10-15 articole, bine, nu? Următoarea zi vedem joi, poate ne vedem, continuăm mai departe și tot așa. Domnul Frija, vă rog. Bună ziua! Stimați colegi, proiectul respectiv ca organizare, da, cu bolt este și tăiat, sunt însemnate textele care au fost în versiunea inițială a proiectului, ulterior de câmpul roșu, versiunea care a parvenit la avizare. În proiect sunt incluse, inclusiv ce am discutat noi în dezbaterile anterioare, cât și propunerile care au parvenit la diferite autorități sau entități în procesul de avizare și corespunzător sinteze de aviz, ce s-a luat în calcul și ce au fost propunerile de completare. Deci primul articol. Serviciul Informației și Securitate, articolul 2, reprezintă, eu de acum voi da citire versiunea finală, să numim așa, că fiecare de acum vede care sunt propuneri. Reprezintă o autoritate administrativă autonomă specializată care revine competența directă de asigurare securității de stat a Republicii Moldova. Propunerea dată aparvenind la mai multe autorități, inclusiv ei se regăsește în avizul guvernului, ajutor la autoritatea administrativă, specializată, autonomă și corespunzător, Secretarul Statului. Se propune, guvernul a propus completarea articolului cu un alineat nou ce vizează scopul activității. Scopul primul alineat, ca să ne spunem. Propunerea ar fi să păstrăm deci, denumirea sau limbajul folosit de legea 98 din 2012. Așa, e cam departe. Propunerea ar fi ca să păstrăm, să-i spunem așa, denumirea utilizată de legea 98 din 2012 prin Administrația Publică Centrală de Specialitate, care utilizează forma de autoritate administrativă autonomă, fără cuvântul specializat, deoarece în legislația Republicii Moldova nu se utilizează astfel de terminologie. În loc de autoritate administrativă, să fie autoritate autonomă, specializată. Da, pentru că mai sunt și alte autorități care tot sunt autonome față de guvern. Cum ar fi Procuratura, Centrul de Protecție a Datelor, SIS-ul, etc. No, notarul specializat a fost anume pentru a accentua ideea că anume SIS-ul e specializat în asigurarea securității statului, autoritatea din Republica Moldova. Și mai departe o propunere, deci îi revine competența, în realitate este atribuția, care îi revine atribuția de asigurare securității statului. Adică a fost preluat din avizul guvernului. Pur și simplu nu avem o astfel de formularea respectivă. A fost specializată și competența, atribuția și tot așa. Adică asta e formularea expusă expres. Ministerul Justiției a făcut o variantă, dar acum aici să vedem câte este de corect în punct de vedere deci, a materiei juridice. Da? Deci, hai să vedem ce e. Deci, autoritatea administrativă autonomă este specializată. Bun, noi cum specializată, haideți să luăm în paranteză, care devine în atribuții, în competență, acolo în codex, juridic, tot acolo. Directă de asigurare a securității de stat a Republicii Moldova. Acum hai să vedem ceilalți judecători, procurori, ce spun despre ce. Sunt de acord cu domnul Bozian, ar fi mai corect să reieșim dintr-o lege deja care e existentă la ziua de azi și statuiază anumite principii și priorități. Și dacă în legea respectivă este prevăzut că toate autoritățile sunt autonome în cadrul autorităților publice, ar fi mai normal ca să fie o noțiune mai generică, care înglobează tot. Specializată,
nu necesar, probabil, specializat, pentru că dacă să luăm alte legi care privede securitatea de stat sau legea cei mai vechi care privind organele care e securității de stat, acolo trebuie să le, toate să le denumim, dar specializate. De acord, dacă legea spune și atunci noțiunea, alte... Acum referitor competență sau autoritate? Și încă un moment, tot la prima, la frază adăugată. Deci, cu securitatea de stat. Rămâne varianta securitatea de stat sau securitatea națională, cum am vorbit data trecută. Mergem pe idee că securitatea națională e ceva mai larg, care cuprinde, deci securitatea de stat e parte a securității naționale. Avem trei definiții, practic, într-o propoziție care trebuie să le dezbatem. Prima, e administrativă, specializată, autonomă specializată, da, care revine atribuții sau competență, și doi, în loc de stat, națională. Pentru că data trecută, când noi propuneam națională, ați spus de stat, acum spunem de stat, spuneți națională. Și noi trebuie să ne fie clar. Cum corect este că noi să formulăm acum și cădem de comun acord. Pentru că noi o să mergem punct cu punct, cădem de comun de acord, când ajungem la punctul final, mergem și deci o votăm în Parlament, așa o să fie. Deci, haide să ne fie clar la toată lumea. O mică precizare privind la securitatea națională sau securitatea de stat. Iată, recent a fost publicată legea privind la securitatea cibernetică, unde la fel se utilizează noțiunea de securitate națională. Deci, practic, asta este un limbaj, este o cerință tehnicii legislative. Să utilizăm același limbaj peste tot. O, da, trecut, îți spuneți tăzi de stat când e suneau național. Nu, categoric, națională. A fost aici dezbatere tare serioasă pe noțiunea de stat. Din ce securitate de stat? Și instituție se numește securitate de stat a Republicii Moldova, Serviciul de Informație Securitate a Republicii Moldova. Nu națională, dar de stat. Deci e corect de stat, ce e securitate de stat, asigură securitate de stat, nu altă securitate. Da, poziție. Prin securitatea națională nu se subînțelege securitatea moldoveanului, găgăuzului sau rusului. Prin securitatea națională, în toate țările se are în vedere securitatea teritoriului, țării întregimi. Pentru că avem securitate energetică, avem securitate cibernetică. Deci, prin asta națională se cuprind toate domeniile, pentru că serviciul de informații potrivit atribuțiilor. O să aibă atribuții și în alte domenii, nu numai în securitatea de stat. Deci, și securitatea cetățeanului tot face parte din... Domnul Întoice, spune în Constituție ce scrie? Securitatea cum? Națională. Păi dacă e în Constituție, care legea supremă scrie securitatea națională? În Constituție, peste tot, avem sintagma securitatea națională. Și în cedul articolul 8, la fel, e securitatea națională și toate legislațiile care acum le transpune securitatea națională. Aici cădem de acord. Și se revine la formularea care a avut-o inițială. Da, mulțumesc. Deja e un plus, dar eu vă spun, cum convenim astăzi, așa mergem până la capăt. Dar tot trecutul domnului Timon s-a luat argumente, atât am mers pe ideea de stat. Dar eu am menționat dacă ne zmeti. Domnului Timon fi că să ne spună de ce am mers pe ideea. Bun, da. Sunt Vlăreau Rimșovski de la Ministerul Apărării. Am participat la prezentarea propunerii Guvern, Ministerul Justiției, care nu aici, dar spus, dar dumne s-a luat securitate de stat. Dacă citim strategii securității naționale, 5.1.3, care e dedicat capitolul Serviciul de Informație și Securitate, așa și scris, cum vedem aici. Serviciul de Informație și Securitate este un organ de stat specializat care îi revin competența directă de asigurare securității de stat are cum și mă asta. Deci hotărârii Parlamentul a aprobat 2011. Da, dar legea, hotărârea de guvern nu este mai superioară decât legea supremă. Nu, de lege, e hotărârea Parlamentului. Hotărârea Parlamentului. Eu îmi direc, îi spun, hotărârea Parlamentului este superioară de Constituție ca lege. Dar acum am înțeles că este un proiect, o strategie națională. Bun, alte argumente dacă mai sunt aici. Și când noi trebuiască să, acum, corectăm direct și așa va fi, știți cum, fix ca în... În situația, în fața altarului, știi? Deci o să fie. Dacă are cineva dispus să spună acum, sau să tacă pe WC, e așa și aici. Deci găsim formularea corectă. Și cădem comun de acord cu toată lumea. Deci argumentele care sunt, sunt ambele, deci au argumentele. De ce? Pentru că este legislația care folosește terminologia securitate de stat, și, dar este Constituția care folosește sintagma de securitate națională și de regulă trebuie să te conduci după legea supremă numită Constituție. Asta cel puțin dacă cunosc eu. Acum, dacă mai sunt intervenții,
Da, referitor la noțiuni. Autoritatea administrativă autonomă este noțiune stabilită în legislație, dar specializată nu este noțiune stabilită în legea aceea, deoarece nu e de principal, dar noi considerăm că este necesar anume de a stabili faptul că este specializat pe securitatea statului. Pentru că acele trei organe, cu toate că sunt organele securității statului, totuși nu sunt specializate pe domeniile asigurării securității statului. Ele sunt parte componentă și au anumite, să le numim așa, descrângături a sistemului, dar ori autoritatea centrală este SISO-ul. De ce prin specializată se au... Bun, pentru că securitatea statului, deci una din deci competențele de bază pe care le are Serviciul de Informații și Securitate, dar nu înseamnă că armata nu are ca obiectiv securitatea statului, nu înseamnă că... Acum, haideți să luăm, să formulăm încă o dată, să citim cum ar fi fără specializat. Și vedem dacă să aibă logică. Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, în continuare serviciu, reprezintă, așa, autoritatea administrativă autonomă, care îi revine competența directă de asigurarea securității naționale a Republicii Moldova. Și foarte, se vede foarte clar, adică fără specializată, se înțelege foarte clar autonomă, care îi revine competența directă de asigurarea securității naționale. Deci asta este, fără a mai folosi terminologie specializată. Pentru că este un cuvânt în plus. Deci vă rog, excludem cuvântul specializat. Securității de stat, punem securitatea națională. Încă o propunere, poate așa, din punct de vedere tehnic. Noi denumim în continuare serviciu. Deci Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în continuare serviciu. Sunt și alte servicii care ar putea să aducă confuzie. Poate ar fi cazul să denumim expres SIS, care este mult mai utilizat ca serviciu. Eu tot așa cred. Este asta, pur și simplu toate legile este menționat, că anume serviciu în contextul legii respective, el nu are denumire, ori denumirea lui, denumirea lui convențională iată, este la alineat 4, da, SIS, când îți folosești în alte legi, dar în prezenta legii în continuare serviciu, ori continuare presupune doar prezenta legii, nu întreg sistemul legislativ. Și în toate legile este, și când vorbim despre legea spălării banilor, serviciu și are în vedere SPB-ul, când SPB-ul, serviciu și are în vedere SPB-ul, adică legea stabilește anume concret în actul acesta legislativ, noțiunea dată va semnifica următoarea. Ok. Om de stat scris securității naționale. Da? Da. La dumneavoastră deja e. Și era vorba de competență și atribuții. Că competența directă, cumva, parcă ar fi... În genere, legea nu prevede competențe directe. Ea prevede atribuții. De fapt, mai mult era deci, obiecția la directă, direct și indirect. Pentru că textul legii noi nu avem competențe directe și indirecte, pentru că am la asta duce gândul. Care ar fi competențele directe? Care devine competența? Competența, cel puțin competența. Noi avem servicii care nu este, care devin șasistă, de exemplu. Da? Noi... Deci aici logica, pentru că sunt anumite instituții de drept care tot au ca obiectiv, dar este tangențial. Deci aici are în vedere că această instituție este instituția de bază, deci competența este directă de asigurare. Sunt nemijlocită. Sunt nemijlocită. Direct în sensul nemijlocită. Eu nu văd aici o problemă, dar haideți să aduceți argumente de ce asta ar fi o problemă. Dar cum național ar fi bine de exclus direct, deoarece era logică, era competență directă la state. Atunci care îi revine competent de asigurare securității naționale Republicii Moldova. Am înțeles. Exclude, domnul Frir. Știu că e greu pe suflet, nimeni nu e ușor, dar trebuie să o scoatem în capăt. Așa. Este. Scopul... Deci, încă o dată ne oprim aici ca să cădem de acord, de comun acord cu toată lumea, că dacă e ok, știți, asta mergem și el va fi așa, deci în lege. Da? Pentru că noi, probabil, articolul 1, să nu scrim 1 prim, să nu fie aliniat. Nu, unul... dar fi primul, am înțeles. Mai clar. Deci, la primul, încă o dată, dăm citire și toată lumea îmi spune dacă este ok. Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, în continuare, serviciu, reprezintă,
autoritatea administrativă autonomă care îi revine competența de asigurare a securității naționale Republicii Moldova. Toată lumea e de acord cu formularea dată? Da? Deci eu întreb ca să nu... Virgula trebuie discos. Poftim? După limbii române, virgula trebuie discos. Nu am zis, deja e chestie de, de redacție. Acum nu o să facem la redacție, dar noi vedem după logică. Care revine competența, care revine competența de asigurare a securității naționale Republicii Moldova. Este ok formularea asta? Toată lumea mai citește odată. Tot ok. Domnul Frijă, trecem următorul net. Scopul activității serviciului constituie asigurarea securității interne și externe statului, apărarea ordinii constituționale ca sistemului economic național și capacității de apărare, combaterea terorismului și altor amenințări la adresa securității naționale cu mijloace preventive și speciale de natură non-militară. Iar șoful ăsta e constituat avizul guvernului. Propunerea fi ca să renumerotăm în ordine, nu cu unul prim, dar să fie 2-3. Aici, în general, articolul 1 să fie două liniate, lineatul 1, lineatul 2. Da, da, eu, pentru ca să facem trebuie mai ușor la, okay. La proiect, nu da, nu sunt bani. Deci, să fie pe liniată. Deci, la liniatul ăsta, încă o dată, vă uitați. Noi semi, e non, noi semi. Non-militară, nemilitară. Ideea de bază, nu, că e nemilitară. Deci, nu citeri eu încă o dată cu ăsta. Dar e mai bine, variantul ăsta. Scopul activității serviciului constituie asigurarea securității interne și externe, deci a statului, apărarea ordinii constituționale, a sistemului economic național și a capacității de apărare, combaterea terorismului și altor amenințări la adresa securității naționale cu mijloacele preventive și speciale de natură non-militară. Domnul Minut, încă o dată citim. O mică așa precizare, a sistemului economic național, nu ar fi o contrapunere cu BNM-ul? BNM-ul este prezent, e și atribuțiile, da, sunt de diferit domeniu, totuși. Doi, serviciul planifică, organizează și desfășoară activități pentru culegere, verificare, evaluare, păstrare și valorificarea informațiilor necesare apărării ordinii constituționale, garantării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și scopul cunoașterii, prevenirii și contracărării anticipate a vulnerabilităților, factorilor de risc și amenințărilor ce pun sau ar putea pune în pericol securitatea națională. Vorbeam anterior în discuții publice că să definim ce înseamnă valorificarea. Deci, operațiune de verificare e clar, evaluare e clar, păstrare, dar valorificare parcă se repetă cu evaluare. A evalua presupune faptul a stabili cât îți de relevante și a evalua de acum de a le utiliza conform destinației. Ca și data trecută, cum am vorbit deja și care am spus că asta, valorificarea are mai multe forme, inclusiv informare policialului, inclusiv informare procuratorului. Sau în scopul luare unor acțiuni de către instituțiile de bază pentru a preveni riscuri la adresa securității naționale. Rugămintea ar fi doar să precizăm iată aceste metode, pentru că când vorbim de valorificare, acest cuvânt se utilizează și în alte domenii. Valorificarea asta cum ai vinde. A valorifica, a obține un profit, un venit, un beneficiu, un nu știu, adică... Nu neapărat. Ții mai dacă, exact... Dacă noi o să listăm aici acțiunile, riscăm să omitem din întâmplare ceva și atunci lista asta nu o să fie exhaustivă. Dar... Și o să ne trezăm că noi trebuie să facem ceva ca să prevenim un risc și nu putem pentru că nu e neapărat prevăzut exact în articolul respectiv. Dacă să-l substituim cu utilizarea, că parcă e mai tot valorificarea acolo. Pe utilizarea. Deci aceste informații, scopul care? Să le folosiți informațiile, să le utilizați, să le folosiți. Asta e și valorizare. Valorificare. Procurorii valorifică informația colectată în cadrul MSI-urilor și să spunem atunci, utilizează, tot le valorifică într-un fel sau altul. Eu pot să vă spun din index ce înseamnă valorifică. A pune în valoare, a face să primească o anumită valoare, a scoate în evidență valoarea unui lucru.
a folosi în procesul de producție anumite materii prime care duc la realizarea unui produs de valoare mai mare, a schimba o hârtie de valoare sau un obiect contra valoarea lui în bani. Adică, ca terminologie, parcă e din comerț și asta e pe uz, dar când spunem utilizare, e clar că s-a colectat pentru a fi utilizat. Ideea de bază, cum ați spus, să faci să primească o anumită valoare, anumită culegere a informației, pentru că ai să o pui în valoare informația respectivă. Nu să-i s-o doar să o culegi de... Pui în valoare, pentru ce o pui în valoare? Pentru asigurare să scutezi statul, pentru că ideea de asta... Ca să o folosești în scopul apărării... Da, da, da. O pui în valoare anume în scopurile înălțate mai sus. Rugămintea ar fi doar că o să ajungem la tehnica legislativă, acolo unde o noțiune, un cuvânt generează înțelesuri diferite, ele trebuie să-i definite conform legii 100, prelatul legislativ. Când ajungem la tehnica legislativă, sunt situații în cadrul paragrafului care se expun la acest subiect. Da. Na, să facă. Cum am să-i dăm așa, să-i nas, mai... Dar nu rând de chiar probleme în momentul în care de abuzul sau de careva interpretări neonivoci, pentru că ideea de valorificare nu asta își constă. Îl punem în valoare și îl utiliza pentru a-i asigura și tot statul. Nu putem să facem DEX din legi. Bun. Planifică organizația să fășoară câteva prin culegere, valorificarea informației, noi putem să scrim doar în scopul apărării, deci, necesar. Ordinii constituționale și mai departe. Ele... Valorificarea informației, vă rog. Necesare. Apărării. Constituționale. Da, da. Și mai departe ce faci cu... Dacă valorificarea lor, asta înseamnă tu le acumulezi și dacă aceste informații deci acumulate sunt printr-un dosar, deci acolo sunt valorificate de către cine mai departe? De către procuratură. Bun, da, ele pot fi transmise după competență mai departe, adică dacă de competență rămâne aici, dacă de competența procuratură rămâne mai transmit la procuratură. Dumnezeu, cum propuneți? Haideți să vedem. Utilizarea. Utilizarea. Это индекс утилизации есть акционе для утилизации результата людей. Фолусирия на требуинцаре. Парк имя пропиди информации утилизации для баларифтера. Даже слов для базу керш секретатия чибернетик, протекция дата. Утилизария стоит. Da, da, nu, iarăși, dacă nu uităm ideea, nu doar a utiliza, nu ai transmite informația, dar nu mi-ai dat valoarea informației respective pentru a asigura. Nu doar ideea de a transmite o scrisoare procuraturii și a închide întrebarea pe tema dată. Dar nu mi-ai transmite informații adecvate procuraturii ca să fie inițiate procese penale și... Informația asta nu poate fi valorificată altfel. Informația e pentru aceea ca de la ea să vezi ce faci mai departe cu ea. Ori tu o dai transmiți mai departe, nu poți să o valorifici altfel decât... în scopurile pentru care este culeasă informația asta. Nu, dacă îmi permiteți să mă asculeți, eu consider că valorificarea cuprinde o noțiune mult mai vastă. Pentru că nu toată informația urmează să fie transmisă la procuratură sau e nulă. Deci este informația care urmează a fi prelucrată și a fi îi dă o valoare adăugată la alte informații. Deci nu putem să o utilizăm. Am primit o informație și o utilizăm. O transmitem, o casăm. Să chem are valoare. Am primit o informație de... Oamenii cunosc de la serviciul specializat. Deci o valorific, ca o informație ceva subtil, o valorific prin altă informație. Eu consider că noțiunea de valorificare este mult mai vastă. Dar dacă îmi permiți la unul cu incile unul. Sau rămâne mai citor. Scopul activității serviciului constituie asigurarea securității interne, externe, statului, apărarea ordinii constituționale, așa, și a capacității de apărare. Combaterea terorismului și altor amenințări. Deci nu este prerogativă cea mai importantă, combaterea terorismului. Noi avem amenințări stabilite în legea 95. Poate să indicăm combaterea amenințărilor la adresa securității naționale. Deci nu este cea mai de bază atribuție combaterea terorismului. Ca să nu fie ulterior interpretat eronat. Nu știu dacă n-ar fi anume... Amenințările noi le avem stabilite deja. În cadrul serviciului este legea specială 120 combaterea terorismului, fiind stabilit expres că există centrul terorist în cadrul serviciului, care atribuția lui de bază nu este combaterea terorismului, adică a fost enunțat din perspectiva respectivă. De acord, dar în atribuțiile, deci în amenințările adresa securității naționale, sunt mult mai largi. Da, da, atribuțiile, să le vedem acolo, toate atribuțiile. Are mult mai multe atribuții. Da, ok.
Trecem la 3? Da. Doar o mică precizare cu utilizarea și valorificarea. Pot să vă spun cu un contraexemplu de ce trebuie modificat. De exemplu, aceeași lege prin protecția datelor utilizează noțiunea de utilizare a datelor. Și atunci când se face accesări, verificări, nu știu, colectări de informații, deci textul sau limbajul utilizat este utilizarea și nu valorificarea. Pentru că dacă le facem diferit utilizarea și valorificarea, s-ar primi că avem o înțelegere alta decât cea deja existentă legislație. Până la urmă, se colectează pentru a fi utilizat conform scopurilor determinate de lege. Deci asta ar fi, iarăși, să asimilăm într-un fel, să vorbim într-un același limbaj, să nu avem disensiuni între diferite... Culegerea în alte scopuri ar fi ilegal. Deci nu ai cum să culegi informație în alte scopuri decât cele pentru care trebuie să o culegi, de exemplu. Adică și valorificarea în alt mod decât cealaltă pentru care deci a fost necesar de valorificat, tot în cât e de legal, că o să fie vorba despre niște ingerințe de care... Care e problema la urmă cu sinonim? Bun, eu... Deci am spus foarte clar. Nu toată informația acumulată poate fi utilizată. Pentru că tu ai să acumulezi anumite informații care nu o să aibă nicio treabă cu relevanță pe care. Ele o să meargă și o să fie casate. Acolo, sub o anumită procedură care noi încă nu suntem, apropo, procedura asta. Acum, dacă noi impunem noțiunea de utilizare, înseamnă că ești obligat, indiferent de faptul cum tu acumulezi, ești obligat să utilizezi și să o oprești în practică. Valorificarea este, deci, propriu, ca să lucrezi cu materialul, dat să-l valorifici în contextul în care el a fost acumulat. Deci eu tot mai mult tinți cu noțiunea de valorificare decât utilizare. Dacă vreți să adăugăm valorificare și utilizare, să fie împreună. Da, mă, valorificarea include cumva e utilizarea, da. Inclusiv utilizarea. Nu numai eu. Și uitați, eu aș vrea să, dacă am o întrebare, care ar fi diferența dintre vulnerabilități, factori de risc și amenințări? Da, ca vulnerabilități, anume, m-a interesat. Aici sunt întrebări. Da, factori de risc, amenințări, e clar. Vulnerabilități în comparație cu factori de risc? Da. Cum am menționat anterior, în proiectul legii de modificare, împotriva legii de protecție statului, vor fi date noțiunile la toate trei elemente și vor fi stabilit cum a fost propus propunerea procuraturii, în înțeleg. Și ca să excludem în datul situației. Și obiectivul de a început să-i înjutez, deja. Da, da, da. Pentru că am spus că noi trebuie să ieșim cu legii. Am propus și noi legii și ea. Vă rog. Pentru că noi trebuie să facem o legii care trebuie să înregistrăm în legii. Un proiect separat. Activitatea serviciului este coordonată de către președintele Republicii Moldova și este supus controlului parlamentar. Coordonarea de către președintele Republicii Moldova se realizează prin determinarea anuală a direcțiilor prioritare în domeniul securității naționale, repartizarea sarcinilor în limitele atribuțiilor serviciului, stabilirea tipurilor de informații în ce să fie prezentate și modul de prezentare acestora, precum și evaluarea realizării sarcinilor trasate. Norma respectivă se regăsește, spunem așa, și în redacția actuală. A fost doar stabilit conform inclusiv propunerii comisiei la Veneția și anterior în strategia de modernizare a serviciului, în ce constă coordonarea de către președintele. Dar apar venit propuneri de la ONG-uri, inclusiv de exclude coordonarea de către președintele Republicii Moldova atribuit la activități serviciului. Noi n-am acceptat. Dacă nu greșesc, chiar expres comisiei de la Veneția a determinat că coordonarea presupune o subordonare SIS-ului și cumva reprezintă un element de risc, anume în politizarea sau cumva subordonarea acestei instituții. Scopul acestei instituții de a prezenta informații, inclusiv președinției, în cazul în care există o necesitate. Dar coordonarea s-ar primi cumva, deci parcă ar fi o instituție ierarhică în raport cu SIS-ul. Posibil ar fi relevant ce să menționați în condițiile în care există azi noțiunea, da? Coordonare fără a explica prin ce se coordonează și care ar fi modul de coordonare. De ce coordonarea expresă este menționată aici, dacă... Coordonarea se reduce la ceva mai general. Doar la aceste domenii, da? Adică se realizează prin. Iată, aceasta își constituie coordonare. În alt element de coordonare nu pot să fie intervenție, inclusiv că ați spus politic sau de altceva. De ce legea să fie expresă pe tema în ce constă coordonarea de către președinte? Noi propunem următoarea dată. Dacă permiteți, completa la numărul 3. În avizul guvernului este prezentat propunerea de a revizui această prevedere cu votate și cu Constituția și cu legea 619, care prevede competența autorităților inclusiv a președintelui. Și acolo și în Constituție și în legea respectivă prevăzut că președintele dictează conducerea generală a activității organelor securității statului, conducerea generală, nu conducerea personală, conducerea generală. Și foarte clar delimitat, emite decrete pe domeniu, îți vreau câteva atribuții concret, expres prevăzute. Și aici noi prevedem deja coordonează, deci este o discrepanță puțin între
între el și între legea 619, articolul 10, care prevede direct președintele Republicii Moldova competențele președintele instituției respective. Deci, IA, atribuții concrete prevăzute, cum se referează și acolo în general. Și în baza Constituției, articolul 87, aneatul 4, e prevăzut că președintele poate lua și alte măsuri de asigurare securității statului și ordine publice în condițiile legii. Și atât în legii, deja sunt reglementate, urmează pe reglementare, ce este atribuții de conducere generală de... și coordonare. Aici, da, de pur și simplu. Și avem propuneri. Știpurile de informații necesare fi prezentate cui? Lui. Președintele. Da. Dacă îmi permiteți, poate să excludem tipurile de stabilire informațiilor ce necesită fi prezentate. Pentru tip de informații, noi trebuie să stabilim diferite tipuri. Video, audio, scris sau pe anumite categorii deci, de informații. Informații, problema respectivă. Dar de că, în ce mod e vine informația asta, asta e altă. Prezentat. Și, dacă îmi permiteți, modul de prezentare acestora cred că urmează fie expus, pentru că modalitatea de prezentare trebuie să fie scrisă într-un regulament aparte. Care nu stabilească președintele modul de prezentare a informației. De-am avem, de-am informația e secret, de-am modul de la sine undeva poate fi secret sau deci vreau cumva. Deci să în care articol în 10. Primul articol 10, drepturi și obligații persoanelor care acordă sprijinul organului securității statului. Și eu, aliniatul care? Au recomandat și nu numai ei, chiar și Comisia de la Veneție, experții, ca în activitatea serviciului urmează să aibă un rol foarte definit însuși guvernul. Deci eu susțin colegii de la Ministerul Apărării care propun modificările respective. Deci DICAF-ul, experții de DICAF-ul, guvernul are un rol decisiv în activitatea serviciului. Dar controlul este parlamentar în majoritatea țărilor. Deci, SIS-ul implementează politicile elaborate și promovate de guvern per întregim, deci de putere executivă, dar este controlată de puterea legislativă, deci de parlament. De asta poate ar fi bine cumva să corelăm și noi o să ajungem la, iar la situația cu Comisia de la Veneție sau experții, eu spun negativ, nu știu, așa ca o părere. Ele sunt reglementate în aceeași lege. Nu Nu am examinat ideea atunci de competența președintelui, acolo da, sunt competențele generale pe sistemul de securitate statului și de apărare. Aici vizează anume mecanismul de coordonare a activității SIS-ului. Deci, să le înglobăm sau să le repetăm, nu este necesar, într-adevăr. Să facem referință. Că aici și guvernul, în primul rând, parlamentul, nu are competență delimitate foarte clar. Aici, în articolul 9.6.18. De control și... Vedeți că noi la început aliniatul vorbim că este coordonat de președinte și de parlament, așa da. În linii generale. Dar mai jos vorbim numai de ce face președinte. Controlul este în alt articol. Este mai jos. De care s-a luat primul său. Unde scrie activitatea serviciului și este coordonat de președinte. Deci ori pui toate instituțiile care este... Cât președinte și parlament, de exemplu, da? Sau punem toate instituțiile care au atribuții. Da. Mă rog, vreau să este supusă controlului parlamentar. Parlamentul este doar supune controlul, nu și impune și politica lui. Da. Dar guvernul? Dar guvernul, serviciul este autonom față de guvern, nu are nimic interacțiune, doar în afară de... Prezentăm hotărâri de guvern ca și orice, ca și procuratura. E de asemenea, limitează politica penală a statului, dar asta nu înseamnă că e controlat, coordonat de guvern. Cum spune Miserul, știți? E controlat. Guvernul elaborează politicii. Da, da. Lăsați cu microfonul și spuneți. Actualitate dintre serviciu este coordonat. Înainte propunem controlat. Controlată parlamentul. A dat și
spus controlul parlamentar. Controlul parlamentar și coordonarea. Evident, este coordonarea activității și până controlul. Controlez și au dat indicații și care au fost direcțiile. Vreau să este o activitate. Activitatea serviciului este controlată de Parlament. Da? Și coordonație. Noi nu avem discuții de altă natură. Noi am avut conflicte la nivel de președinte și la nivel de sistem vremă. Să nu avem un ține de repartizarea statului, adică să nu sabotează un președinte activitatea. Ori schimbăm articolul 10, ce o materie de aici care trebuie modificat, care se corespundă cu ceea ce este, ori invers, ori schimbăm aici după articolul 10. Sau să nu se exclud unul pe altul, înțelegeți? Asta, și aici, din ce aici văd eu, este litera de răbdare, eu știu. Exercită conducerea generală a activității de asigurare. Securitatea statului este responsabil de starea securității statului în linie cu atribuțiile stabilite de legislație. Adică sunt cadreață în ceea ce privește. Doi, ia măsuri necesare privind asigurarea securității statului în conformitate cu legislația. Acolo, deci, în determinarea anuală directorilor prioritare în domeniului securității statului, corespunde cu punctul dat. Ce? Asigură conlucrarea autorităților publice în domeniul asigurării securității statului. Începe cu mai degrabă atribuții de guvern decât al președinției, dar și de instituie și administrează în conformitate cu legislația organele consultative pentru probleme de asigurări securității statului. Deja nu trebuie securitatea, dar în general cu privitatea comisă. Deci, din ceea ce văd eu, ele, de fapt, se reflectă în formularea care este de sus. După sarcină, da, trebuie spus. Da, domnul Drecă. Dacă uităm la legea și la articolul 434, se referă la toate organele securității statului. Exact așa cum se referă la Ministerul Apărării, care este o instituție parte a guvernului, se referă și la SPPS, care este un alt serviciu autonom, care subordonează și activitatea căruia este coordonată de către președinția Republicii Moldova. Deci, nu contravine unul la altul. De fapt, el se, aici se dă concret în cazul serviciului de informații de securitate, coordonarea și în avizul promisului de la Veneția se spunea clar, trebuie dat clar competențele. Ce înseamnă coordonare? Nu că ar fi un lucru rău coordonarea, dar în lipsa unor clarități există riscul de abatere la normă. Totodată, aici sunt date foarte clar ce înseamnă acele atribuții de coordonare. Care sunt limitele ei. Exact cum este mai jos la controlul parlamentar. Ce înseamnă și care sunt limitele? Dacă scoatem tipuri ordine... Putem să citim punctul 27 din recomandarea Comisiei de la Veneția. În fapt, ei listează același articol care nu a suferit modificări. Asta e varianta practică originală. Și ei dau citirea. Articolul 1 al 3 al proiectului cu privire la SIS prevede că activitatea serviciului este formată de președintele Republicii Moldova și expus controlul parlamentar. Citește tot articolul. Și în concluzie, comisia spune că următor. Comisia de la Veneția remarcă faptul că nu există elemente în proiectul de lege care se stabilească cât de departe puterea de coordonare a președintelui Republicii Moldova ajunge și cum interacționează cu controlul parlamentar. În comentariile lor, autoritățile moldovenești au arătat potrivit articolul 27 din Constituția Republicii Moldova, președintele țării este comandantul suprem. SIS face parte din sistemul național de securitate și apărare și este în subordinea președintelui. De asemenea, directul SIS este membru Consiliului Superior de Securitate condus de președinte. Proiectul de lege stipulează responsabilități clare ale președintelui în stabilirea sarcinilor mai largi ale priorităților de securitate națională în serviciu în limitele legii. Deci, cu alte cuvinte, comisia așa și spune. Comisia remarcă faptul că nu există elemente în proiectul de lege care stabilesc cât de departe puterea de coordonare a președintelui ajunge și cum interacționează cu Parlamentul. Dar asta ce este? Nu sunt elementele, anume asta și constituie elementele. Eu nu știu care a fost problema de și posibil problema de traducere. Comisia a inclus în avizul ei opinia autorităților naționale, înseamnă că ei au acceptat opinia noastră și i-a pus acolo. Pentru că nu tot a ajuns acolo de ce am transmis. Și subiectul ăsta a fost discutat inclusiv în cadrul Comisiei de Veneția, unde eu personal am argumentat de ce este așa. Și membrii Comisiei au fost de opinie. Sunt stabilite anumite limite. Noi putem să le mai dezvoltăm un pic. Da, dar se întreabă în discuție pe coordonare, pe asta. Nu, dacă, deci, că să nu fie postul reputația serviciului este coordonat de către președintele Republicii Moldovei, în conformitate cu legea securității statului, și atunci acolo se termină tot, absolut. Și este supus controlul parlamentar. Două clarificări. Da. Și este supus controlul parlamentar în conformitate cu regulamentul parlamentului. Pentru că permite să modificăm. Dacă noi putem, dacă facem formularea asta,
dar pe atunci se rezolvă toate problemele. Dacă noi tare, tare vrem ca să excludem asta. Moțiune trimite de fiecare dată regulamentul. De blanchet cât data asta. Cel puțin noi trebuie să dăm o claritate, pentru că comisia vorbește despre acest aspect și probabil ca să nu obiecteze iarăși repetat la ce. Pentru că noi practic nu modificăm nimic în aliniatul ăsta, dar ei obiectează la acest aliniat. Și accept argumentele noastre care am prezentat. Cel puțin în aviz nu spune că se acceptă sau se respinge, dar ei obiectează. Deci ei pur și simplu prezintă poziția autorității. Ei au obiectat, autoritatea a contraargumentat. Dar ei... Bun, ce-a spus domnul Cac, ce-a vociferat? Probabil versiunea e mult mai bună decât ce este. Mai judicios. Deci pentru că nu găsi de ce prea multe. Pentru că acolo mâini poți mai modifici ceva, să nu modifici aici. Legea securității statului este mult mai vag decât este aici, dacă la nu observăs. Deci, dar acum, pentru ca să nu avem anumite imparități, oricum asta noi trebuie să modificăm legea 6.8. Va trebui modificat, eu ne-am notat. Trebuie modificat. Atunci putem face trimitere, dar asta nu se rezolvă problema. Va rămâne exact. Bun, ca să se rezolvă problema, considerați că eu un coleg de totuși, ca să fie punctat așa cum ați punctat în... Vedeți că iar, dacă ne uităm cum a spus comisia, trebuie să stabilim. Noi coordonarea președintelui avem prin câte? În 5 manifestări de coordonare. Și ales clare, dacă facem trimitere în urmă de blanchetă la legea securității, cum a citit domnul președinte, acolo nu e menționată și constă coordonarea respectivă. Și atunci e mult mai bine așa să o stabilește și constă coordonarea. Helicopteri militare. A cui este? Ministerul Apărării poate face împreună cu Comunie Jeu. Ministerul Apărării Românica, la ora 3 trebuie să iei aici. Nu vă scăriați, nu invadează nici tot ce este. Ministerul Apărării Românica. Eu îmi cer scuze. Cu șal de 5, știi cum, pe la 3. Cu șal de 5. Este totuși scrie securitate. Securitatea statului. Dumneavoastră, vă trei ori ați spus. Securitatea statului ați citit din lege. Ceea ce am stâmbat noi în securitatea națională. O să apară multe întrebări. Doar de asta. Noi am zis că securitatea națională e mai largă decât securitatea statului, până la urmă, bun, dar s-a acceptat, include. Invers, nu fie invers, nu fie o națiune mai îngustă, dar dacă e o națiune mai largă... Deci, Pentru noi, într-adevăr, în controlul parlamentar, o să descriem în legea specială privind comisia. Securitate. Regulamentul parlamentului. Noi o să facem modificare dată, pentru că noi, ideea noastră este că să existe modul de interacționare cu președintele parlamentului. Ați vrea să fie și o comisie mai mare, să dăm o importanță mai mare și multe atribuții, vrem să verificăm regulamentul. Eu adică am deja o viziune, să o prezint că nu o să fie. Deci noi putem face trimitere. Activitatea sărăște este coordonată către președintele Republicii Moldova în conformitate cu legea securității statului și este supus sub controlul parlamentar în conformitate cu regulamentul parlamentului. De acord. Facem formularul. Acolo discutați de pe interacțiunea președintelui cu parlamentul, ce face președintele, raport cu parlamentul, adică acțiunea lui. Informează, discută, de comun. Deja, dacă o să-i pretenție, o să-i să lași alături. Dacă se poate la claritate puterea executivă, în opiniile ANCAP și a Comisiei de la Veneția, se pot referi la următorul fapt, că regulile serviciilor de informații fac parte din puterea executivă, adică sarcina lor este să furnizeze informații puterea executivă. Și de aceea se opina că ar fi bine ca guvernul să fie menționat ca o instituție care stabilește sarcinile serviciului, adică de care informații are nevoie pentru a-și realiza politicile. În cazul Republicii Moldova, cu adevărat, președintele țării are anumite atribuții de din securități naționale, plus este Consiliul Suprem de Securitate, care iarăși e menționat și în legea securității statului. Putem, este normal, suficient să fie indicat că activitatea de serviciu este coordonată de președintele publicii, știind că este și Consiliul Suprem de Securitate,
ar fi o opțiune dedicată și Guvernul Republicii Moldova. În principiu, Guvernul are nevoie de anumite informații care le poate furniza serviciul. Eu la beneficiar de informație este menționat guvernul. La beneficiar de informație este menționat, dar el implicarea guvernului în activitatea serviciului nu se realizează. Ca beneficiar, da, da, dar ca instituție care solicită anumite informații. Da, și ca beneficiar. Beneficiar, da. Asta și este. Stabilirea sarcinilor. Și coordonare sau cum. Noi avem, nu indicat. La doilea rând, că în alte state serviciile sunt parte executivă, pentru că în multe state serviciile ori sunt parte al Ministerului Interne, ori sunt parte al Ministerului Apărării. Și aici e o altă formă, concept de structura Securității Naționale, și alt concept. Că dacă am fi parte al Ministerului Interne, noi am fi poliție de securitate. Și atunci ne-am transformat în altă chestie. Deci trebuie să vedem lucrurile foarte atent. Doi, prim-ministru și o parte din municipiul, și Ministerul de Externe, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, sunt parte la Consiliul Supremului Securității. Da. Și aici, acolo, dacă s-ar stabili în cadrul Consiliului, care este prezidat de președintele țării, acolo, dacă se stabilesc prioritățile, atunci toți cei prezenți acolo contribuie la stabilirea priorităților. Și n-ar fi cazul unul dimensionat iarăși. Și Guvernul, că mai tare intrăm în confuzii. Cine stabilește? Cum? Care e limitul? De ce faci președintele? De ce faci Guvernul? Pentru că o să mergem. Iar și eu mă gândesc ca director de serviciu. Merg la ședinție, s-o transmit solicitare cu Consiliul Supremului Securitate și solicit stabilire de priorități. Cu asta mă duc să transmit exact aceeași solicitare la guvern, zic, stimate guvern, stabilește priorități. Așa, două priorități, poate nici nu o să fie problemat. După mine, dacă ar fi, pentru mine, important ca serviciul să poată activa, indiferent cine e președintele, cine e la guvern. Pentru că noi am avut situații când guvernarea era formată de cineva, președinte era altceva, se începe, și amunci se începe alte situații. Deci serviciul trebuie să lucreze așa ca să nu fie blocat nici de unul, nici de altul. Sau sabotat cumva, sau... De atâta, într-adevăr, dacă stabilesc sarcini în cazul Consiliului Suprem de Securitate, atunci... Formularea care am spus-o eu, s-o acceptat, da? Da, da. Eu știu. Dacă s-o acceptă un ajutat, ne-i spate mai vagă decât ce este. Nu, deci puneți așa cum este. Pentru că noi oricum o să modificăm acolo și acolo să fie mai clar. Pentru că totodată o să fie și un răspuns pentru, cum zice, Comisia de Veneția, exact noi la ce facem primit. Da, și noi mai departe, când o să facem modificarea legii date, eu mă gândesc că o să trimitem și la ei să o primitem. Dar mai jos, alte modificări? Variant primul are un nimic. Variant. Acolo ați dat noțiunile cu... Unde? Am vorbit cu tip, stabilirea tipurilor, aici. Nu, dar atunci asta dispare, dacă e conform... Da, dispare asta tot. Dispare aici, mă refer. Da, ok. Primat 4. Mhm. Serviciul de persoană juridică de drept public, care de numire oficială și convențională SIS, dispune de alte atribute necesare. SIS este autoritate publică, nu este instituție publică și nu este persoană juridică. Deci este autoritate publică ca să-i dăm statutul. Deci propunerea este ca persoana juridică drept public să fie substituită cu este autoritate publică. Autoritate publică și persoană juridică. Păi, asta sunt. Sunt persoane juridice de drept public, cum ar fi AGEU, Agenția de Guvernare Electronică.
dar ei nu sunt autoritate publică, ei au contract civil, dar noi vorbim de SIS cu autoritate publică. Constituția determină. A fost la guvern. Bun, deci ne luăm tehnologie proiectului. Eu înțeleg, dar noi ne putem să schimbăm așa cum trebuie. De ce ne de ce toată lumea aici omoară o grămadă de timp? Poate guvernul știe și e persoană juridică, numai și gata, dar noi... Cel mai bine lucrat între cei, să păstrează să-ți mă lipsă. Da, bă, cadrul juridic. Da, da, dacă se poate o precizare, plus valoare, că are denumire oficială și convențională SIS, dispune de alte atribuții, de alte, dispune de alte atribuții necesare. Fondul trezoriale și pentru toate acestea. Adică au fost noțiuni generică de autorități care pe luat, adică am văzut și în alte legislații că civizează autorități publice. Dar are denumire oficială, dacă noi mai sus am spus și în SIS-ul? Da, și convențională SIS. Adică de identificare. Dar nu de identificare, doar. Doar de identificare. Necesare activități. Necesare activități. Întrebarea era convențională. Deci, ca să denumere, pentru că la momentul actual noi toți utilizăm SIS, dar el nu este reglementat nicăieri. De ce anume SIS-ul e SIS? Și în condițiile date... Adică noi să avem două noțiuni, ori serviciu, ori SIS. Da, corect. Bun, dar asta nu e denumire oficială. Apoi asta și-a scris oficială. Ea poate fi convențională. Păi asta, da, serviciul ăsta este oficială. Nimeni nu poate mai ști să aibă abreviatura SIS. Apoi asta e convențională. Asta e, da. Poți să mă înregere și convențională SIS. Și numele nu o să mai avem din măsculare SIS 1, SIS 2. Combinatorul SIS. Nu, dar nu, ia uitează. Și convențională SIS. Da, convențional e SIS, oficial e și el e SIS. Dar pe text nu utilizează SIS, da? Nu. În jos. Nu. Deci serviciu. Doar serviciu. Am menționat la articolul 3, în continuare serviciu. Serviciu se are vedere, deci se face referire în cadrul legii. În cadrul legii, da. Deci convențional, deci ea va fi folosit cu noțiune de SIS. Că astăzi noi așa spunem SIS, aviz dreptate și grijă, dar și acum o să fie deja legal. Da. Și nimeni nu mai poate folosi această abreviatură ca SIS. Aliat 2 a fost propunere inclusiv la guvern, ținând cont că nu există substanță normativă, da, articol 2, da, se propune aici plus, da, nu dă nici plus în plus. Da, atâta și l-am inclus că au mai multe, dar au fost propuneri că nu există normativitate în enumărarea asta și eu nu rezolv probleme. Ei după tehnica legislativă, că nu poți face trimitere la o lege că se respecte alte legi. Toate legile sunt legi care se respecte, indiferent că stăm sau nu. Da, nu e tot. Principiile de activitate ale serviciului. Serviciul desfășoară activitatea conform principiilor. Legalității, respectării drepturilor, libertăților omului, independenței și imparțialității. Umanismul s-a propus de cineva să fie exclus în cont de legalitate și să-l include. Non-partidismul, neutralității politicii, oportunității, continuității și consecvenței și îmbinării metodele mijloacelor de activitate publică secretă și s-a propus includerea proporționalității. Propunerea este la drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Fundamentale, cum se duc completă. Conform capitolul 3 din Constituție. Мне ушло с лукрацией на трек чейдж, который нужно где-то сейчас модификать и когда-то. Первый раз всегда срастится. Да, да. Ребята, это формас. Курс еще подлетает. Если мне ушло с декомпарой, третий день, 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 s-ar putea de-a dungat mai eficienții și... Haideam, numai... Dificiența respectivă. Adică ideile de bază este... Principiul eficienței. Unul dintre principiile bunei guvernare, care se folosește... Buna guvernare este o propus la corupție. Indicatorul ăsta se întreabă, numai. Colegi, dar nu este cazul de definit ce înseamnă aceste principii, că noi doar le listăm.
Dar nu descriem ce e înțeles sau? N-am găsit niciodată o actă objectivă care stabilește de principiile să fie definite. Principiul legalității să-l definească. Nu, codul penal e definit. De exemplu, ce înseamnă legalități, ce înseamnă omul. Da, adică nu știu cât noi clar aici ca să putem defini. Definițiile dau atunci când există dubii referitor la interpretare. Aici cam care ar fi dubiu la care dintre noi ca să fie necesar să facem. Nu e asta și e mai mare problemă în proiectul ăsta, băieți. Deci mai departe. Am mai auzit numai, nu știu, la poziția asta. Să ajungem o dată unde ai spus serviciului a fost preluat, da, după... Deci la articolul 3, toată lumea e ok, da? Nu suntem nimic, nu e de pe smoși. Dar de voi să uite, dacă ei nu sunt clar, nu te-am Dacă ați putea să-mi spune ce înseamnă litera H, cisare, mediere, îmbinări, metodilor și mijloacelor de activitate publică și secretă. Ca principiu. Ca principiu. Da, ca principiu. Serviciul lucrează, inclusiv deschis, cât și cu... Da, așa și cooperare cu persoanele. Poți să menționezi și deschis că există cooperare cu omul, poți să fie și... Serviciul este în legea 59. Da, 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 da. În scopul asigurării securității naționale, depistării, reducerii sau evitării riscului armonizării la adresa securității funcționale, două, serviciul. Colegii verifică, evaluează, analizează, păstrează, valorifică informațiile de importanță pentru securitatea națională a Republicii Moldova, menținerea, dezvoltarea potențialului științific, economic, de apărare al resurselor umane, promovarea politicii externe și externe. Adică este ce am discutat noi anterior, a fost introdus. Informațiile privind depistarea, prevenirea, contracararea activităților informative și subversive ale serviciilor speciale străine, ale unor entități sau structuri anticonstituționale, precum și a unor grupuri sau persoane aparte, orientați spre prejudiciere securității naționale de cum să fie statului. Lăsăm pe puncte sau... Ce spune domnul Antoic, în loc de reducere, să fie anihilării. El oricum rămâne de reducere. Da. 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 Mai sus. Da. Noțiuni. Da. Reducere sau evitării, riscul lor. Epsterii, reducere, evitării, da. Anihilării. Anihilării. Dar nu, riscurile tot timpul rămân. Și atunci cum e corect? Reducere sau anihilare? Reducere. Anihilare nu se anihilează. Asta e ca și corupție. Poți să-l făd viața când s-a tot. Da. Scopul de bază e anihilare. Domnul Antoi are în vedere că noi prin lege stabilim că parcă nu vrem să ne combatem până la cap. Așa numai să reduc. Anihilare e un fel de blocare, știți cum? Un fel de... La litera B, nu ar fi cazul de pus contrainformative, sau să are în vedere altceva. Informative și subversive. Informații pentru depistarea, prevenirea și contracarea activităților informative și subversive. Nu poți spune contrainformative. Contrainformații faci tu când... Da, 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 e servicii. Îl fac la dâși acolo. Contra-ta. Deci ei, la mea casă, fac activitate informative și subversive. Ei sunt permisiuni de informatism. Când facem noi, n-am parte. Asta e contrainformative. Contra-ta, complet. Noi varianta asta sunt discutat. Noi, deci sunt articole care noi le-am zbătut de atâtea ori, dar oricum. Deci, la ales articolul 4 și 8, noi le-am zbătut și măsuri. Deci, destul de ei. Dar cum, pentru vigilianță, noi uitați-vă suplimentar. Noi nu vedem acum, de exemplu, am înaintat și noi careva propuneri la articolul 4, dar nu le regăsim așa. Deci, măcar spune, de ce nu se regăsesc? Le vocicărat, le citiți, vocicărat, de fapt, iată, le citiți, și ei răspund dacă accept sau nu. Hai să uităm. Sintagmele verifică, evaluează și valorifică. Și analizează. Verifică, evaluează, analizează și valorifică. Care ar fi diferența între toate patru? În privința la punctul acesta, aș vrea să menționez că acestea sunt toate etape ale ciclului informațional prevăzute de către în doctrina românească prevede etapele ciclului informațional și asta e etapă finală și una din cele mai importante, valorificarea.
care am discutat înainte. Vrem să anume să o precizare, iată, operațional, sau să spunem așa, înțelesul, verifică și evaluează, după mine sinonime, a verifica și a evalua. Sau a valorifica, sau a analiza. Evaluează și analizează. Deci, noi am mai discutat și mai sunt. În primul rând, ca să vă dau un pic de etape. Informații se culege, din diferite surse. Unii mai credibil, unii mai țin credibil, unii deschise, închise, etc. După care se verifică, în primul rând, pertinență, spunem așa. În contrapunerea una la alta. Pentru că poți ai informații despre Xulescu când cum stă pe stradă, dar asta poate să vină dintr-o sursă puțin credibilă. Când o verifici, înveți din alte surse, îi contrapui, etc. Asta e unul. Evaluarea ei, cât e de pertinentă, cât e de verire, când a venit, din ce sursă a venit, cum a informizat sursa respectiv ceva similar sau nu. Asta înseamnă evaluarea ei. Analiza deja se duce la o altă etapă. Asta e alt nivel, hai să spunem așa, în care informația se colectează, stau oameni specializați în analiză care analizează informația respectivă. Văd cât ea e de utilă, cum să ia să contrapune cu informația primită anterior, care iarăși a fost analizată și care ar fi concluzia operațională sau strategică din informația respectivă. Și valorificarea din interior, deja punerea în valoare a informației și pe pe acțiune. Păstrează și conjuncția și și valori, păstrează virgul valorii. Dacă operațional, asta are o valoare, și să spunem, ca tehnică, ca etape, dar din punct de vedere a uzanței, verifică, evaluează și analizează, e foarte, foarte aproape. Din punct de vedere activității unui serviciu de informații și securitate, asta nu că are, asta sunt etapele, cum a spus colegul, asta sunt etapele nemijlocit. Asta, așa tip de activitate, nu o să mai întâlniți în nicio structură care nu face parte din domeniul respectiv. Poți să ai direcții de evaluare, poți să ai direcții de analiză, direcții de... Sunt etape, până ajunge informația să fie valorificată la finalul procesului, ea trebuie să treacă etapele respectivă. Dacă scapă o etapă, ulterior informația e cu risc în altă de a nu fi veridică, sau informația poate după în eroare. Deci, dacă să fiu mai clar în întrebarea pe care am pus-o, de exemplu, dacă să luăm prin analogie legislația, prin protecția datelor care expres determină sau reglementează anume modul de lucru cu datele, cu informația, din punct de vedere a acestui cadru legal, utilizarea este orice manipulare, operațiune sau utilizare, să spunem, acestor informații, indiferent câte etapele. Adică noi putem să denumim etapa 1, 2, 3, 101. Dar în sensul legii asta e utilizarea datelor. Adică de fiecare dată când ea este la o altă etapă, asta e utilizare. Iar din nou utilizare. Încă o dată utilizare. Scopul și mecanismul diferit. Dar... Nu s-au putut așa la aici. Care sunt sinonime? Valorificare poate să fie evaluare. E mai vastă. Așa privit doctrina românească, anume ciclul informațional privind prelegerea datelor. Da, am vrut să vă întreb. Deci, conjuncția și unde la punctul 1, culege, verifică, evaluează, analizează, păstrează, virgul, valorifică. Nu păstrează și valorifică, ca să nu le legăm una de altă păstrare. Finalul ăsta, deci, păstrare, și... păstrează și valorifică. Ele sunt împreună? Nu, e merge ca etapă valorificare, doar evaluare etape și valorificare. Păstrarea și valorificare, sunt etape tot diferite. Da, înseamnă, ștergem virgul și punem păstrează virgul valorific. Doctrina folosește ca etapă finală, evaluarea și valorificare. Conjuncția și păstrarea. A, ele toate, culegi, verifică, evaluează, păstrează și toate împreună și la urmă ajunge la valorificare. Nu, corect ar fi culegi, păstrează, verifică, evaluează. Nu poți culegi fără să verifici, îi păstrezi. Evaluează dat, și valorifică. Ultima nu, etapă. Păstrarea de dat după culegi. Mai înainte ar trebui să fie. Culegi, păstrezi și primul începe verifica. Analiza valorifică. Chiar acum am deschis etapele. Uitați, este etapă, culegi, verifică, evaluează, analizează. Este o consecutivitate oricare. Ați spus-o în consecutivitate în care activează serviciul, da? Dar unul păstrează. Nu-ți primească restul sau alternative, dar ultimele două sunt legate una de altă. Nu ți-a fost nimic, chema asta și... Propoziții în simplu, ești valoare. E toate colegii verifică, evaluează, analizează, păstrare, valorifică. Eu pot să vă le spun acum la rând care sunt. În așa. Prima merge. Mai dacă nu e informații secretă, vă rog, nu știți poți să vă văd atâta, nu te iei nici. Dacă vă interesează. Da, ne interesează. Că... Deci, prima etapă, planificarea și direcționarea. A doua, pregătirea și colectarea. 3. Procesarea și exploatarea. 4. Analiza și producția. Următoarea, diseminarea și integrarea. Și ultima, evaluarea și valorificarea.
evaluare păi ce e un pic cu totul altă. Apoi asta, că nu... nu aici în genere, nu, că e tare. Înseamnă că evaluarea trebuie să o purta... Lângă valorificare. La urmă. Planificarea aici lipsește, în genere. Aici deodată culegem. Nu, noi intrăm în detalii. Păstrează, verifică, analizează, evaluează și valorifică. Etapele de planificare este trebuie să stactice în fiecare de serviciu. Asta nu spune de... Noi la nivel general aici am pus. Da, în lege spune... Nu vă deranjează consecutivitatea. E important conținutul. Da, ok. Я не интегрирую, планирую информацию генерального, я не могу планировать информацию. Сдучила он нам целес, где парк идет кулечек по распланить прямо, как я так не знаю, чем камаша сумма. Все кулечек по формитате, по плану де риску, și și scris la punctul 1 legăm cu litera A și B. Da, e bază analizei de risc și corectează în baza ei. Asta și înseamnă procesul de planificare. Deja planificare, fiecare ofițer, ce fel de agentor lucrează, de unde lucrează, din care surse, care lucrează pe OSN, care pe filmul, etc. Încă o propunere. Culege cu colectare. Colectează. Pentru că culege, dacă nu greșesc, e preluat din 59, care e caracteristică la 167 din codul penal. Acolo e culegere ilegală a datelor de viața personală, constituie infracțiune. Când nou ne trebuiește colectarea, verificarea, evaluarea, analiza. Pentru că culegerea nu este determinată ca operațiune distinctă în colectarea informației. A culege și a colectat. Sinonimii, deci organ de urmărire penală să spună de câte refuzuri au avut anumite, că nu e culegere, dar e colectare. De asta trebuie să fie legislativ o concordanță între... Eu pur și simplu vă spun din ce-o luat chestia asta, că e luat tot de că în 59, da, unele sintagme, ca în genere, ca noțiune, ca cuvânt, culegere. Când protecția dată nu e așa. Nu e toată pe lege protecție datelor. Nu, nu, v-ați uitat pe lege 59, dar în realitate e colectare. Obiecții serioase nu avem la aceste sintagme, doar că conjuncția și. Dar altceva am vrut să spun. Planificarea, eu într-adevăr consider și ajungem la situația că dacă politicile statului în domeniul securității sunt aprobate de guvern, da? Chiar și coordonate cu ședinția, deci asta e executivul în întregime, politicile statului sunt implementate mai departe de servicii de informații. Pentru a le implementa, e necesar de a planifica. Știți? Politicile sunt planificate mai departe și este prima etapă al activității serviciului. Deci planificarea, ulterior, culegerea, colectarea și mai departe. Politicile statului în domeniul securității naționale sunt mai acolo și în strategia națională de securitate, care este un document al Parlamentului, nu al Parlamentului. Domnule, planificarea e o activitate mai generală. Aici vorbim de niște atribuții mai punctuale, nu știu cum să le spun eu. Aici niște atribuții concrete. Ce ține de planificare, tu nu poți să activezi fără... Referitor la informație, legat de A și B. Planificarea referitor la realizarea unei acțiuni sau... Ca polic, planificarea în general activității serviciului. În general, eu de asta așa am idee. Îți planifici activitatea în bază... Deci, tu să fii planifică informațiile de importanță, să planifică informațiile de atât. În mod normal, aici noi ar trebui să-i punem planifică operațiuni de culegere sau de colectare. Dar ele sunt în atribuțiile ulterioare, în care le realizează. Nu poți să... Ideea de bază punctul 1 e informația. Păi ce e și scris la punctul 1 cu lege? Asta e, sare loc în urma planificării, în urma unei activități care... Ulicii da. Nu poți să îndrepti atribuțiile serviciului planificare. Corect. Asta e ceva normal. Asta e de la sine. Sigur. Culege, colectare, bun, colectează date, nu trebuie. Dacă nu scrie planificare, nu știu dacă am cules și n-am planificat, apoi și. Da. Așa, am apărut riscul, amu trebuie să-l planific. Riscul la securitate pot apărea astfel încât nici nu a fost planificat. Corect. Și riscul altul ridicări până când amu nu a fost, înțelegeți? În ianuarie 21 nu prea erau planificate. Da. Deci la punctul 1, alineatul A. Naționale a statul. Statul A, secretul național. Da. Restul.
informațional. Literă da, B, e o temă literară și pentru chestii, ca să faci părerea aia. Da, mergem în aia. Elaborează. A și B? Deci la A și B, primul cum... Trebuie să fie la bine din prevenirea și cum de ca să nu ne repetăm la litera A și litera B. Securității naționale, e clar că Republicii Moldova la A este Republicii Moldova și la B nu e. Și a spus național. Da, național a da. Da, fără da. Securitate națională. Minținere. Da. Să fie, de textul ăsta e ajustat. Da. Potențialul științific, economic. Dacă să optimizăm, ar fi bine să trecem informațiile sus la în titlu și deja numai listăm ce operațiune facem. Valorifică e de importanță, pentru că nu sunt noi. Nu, valorifică informațiile, două puncte. De importanță în securitate, pentru de două ori informațiile, informațiile. Da, legătură mai... E corect spune, dar spunești că se începe lineatul de importanță și pentru depistare. Sunt două categorii de informație, adică la A e un fel de informație și la B e altă informație. Mai mult pentru stilistică, da, pentru ca să fie ușor citibil și înțeles. De importanță, pentru fapt, pentru depistare privire și pentru preparare. Da, s-ar putea să fie de importanță pentru depistare. Să accept sau să rămâne așa, ca să mergem mai departe și nu ne blocăm. Da, încă o întrebare. Este necesar să listăm separat entități sau structuri anticonstituționale, dacă și așa ele sunt anticonstituționale? Adică să le dăm ca o valoare separat, că ele sunt anticonstituționale, în... De ce te... Dar dacă tu nu le menționezi, spunești că ele nu ca sub incidență... Nu, nu, dar pe altor grupări sau persoane, aparte, orientați spre prejucerea securității naționale. Nu. Vezi că sunt servicii speciale străine și constituționale în țara lor, da. Dar ar putea fi structuri anticonstituționale. Dar dacă e anticonstituțional, e de dată prejudicează. Dar de grupuri de teritoriul Republicii Moldova. Ele pot fi 4, 5 sau 10, nu contează. Grupuri care vor să răstoarne ordinea constituțională. Da, da. Ele nu cad sub incidența grupurilor de serviciuri speciale străine, da? Dar ele cad deja precum și unor grupuri sau persoane aparte orientate spre prejudicierea securității naționale. Adică noi, deci asta se referă la așa tipuri de cercetări. Se referă. Da? Deci prima parte a propoziției este pentru serviciile speciale străine care acționează subversiv. Adică cum am avut 7 de aprilie. Dar uitați-vă noi, domnul Grădescu, ale unor entități sau structuri, de exemplu, virgula, unor grupuri sau persoane aparte orientate pe securitate națională, adică dacă e vorba despre o entitate sau structură constituțională, dar are paralel face o activitate orientată spre prejudicierea securității naționale, de exemplu. Ca entități sau ca structură e constituțională, dar se ocupă cu da, ce nu trebuie. Dar organizație constituită legal. Da, legal. Eu nu știu dacă noi trebuie... Deci noi trebuie speciale străine, da? Ale unor entități sau structuri, a unor grupuri sau persoane aparte, orientate spre prejudicierea securității naționale. Adică, condițiile astea nu putem toți să excludem și să menționăm doar împotriva celor care prejudicează. Anticonstituționale, da, nu știu dacă... Stimați colegi, noi anticonstituționale avem o noțiune în codul penal și acolo sunt ca agravante. Merge săvârșit de entitățile sau structurile anticonstituționale, inclusiv și legătură cu aceste structuri. Dar însăși faptul crearea unei structuri anticonstituționale nu este sancționabil. Deci este vorba de oare de legătură, transmitere informației, săvârșirea acestei fapte de către o structură anticonstituțională. Noi avem deja noțiunea de asemenea structuri și avem modalitatea normativă de săvârșire infracțiunii. Dar o mică precizare. A unor entități, dacă nu greșesc, entitate în genere nu există așa cuvânt în dicționarul explicativ al limbii române. Dacă nu greșesc. Deci ori instituții, ori ceva. Deci nu e juridic. Este. Articolul 34, 23, cod penal. Entitate anticonstituțională. Noțiune.
Entitate institucională. Înseamnă că este structură. Entitate. Dar aici e entitate sau structuri? Și structuri. Nu văd o problemă. Deci paramilitare, care nu sunt, care au activități ilegale. Este entitate, nu este. Este. Deci, index scrie conținut de sine stătător, existență determinată. De cum avem noțiuni juridice, noi să mergem în partea juridică. Da, da. E, ca totalitate, care și unul e obiect. E un tot întreg. Entitate e un tot întreg. Ceva care... Ok, nici mai o întrebare. Orientați spre prejucere sau spre atentare? Spre securitate? Spre prejucere. Păi prejucerea include pregătirea, tentativa și prejucerea consumată. Treci mai bătări? Deci noțiunile cele o să fie regăsească în alte lege. Toate astea. Risc, prejudiciu și amenințare. Sper. Da. Elaborează și realizează în limita competenței un sistem de măsuri orientate spre identificarea, prevenirea, contracararea următoarelor fapte. Schimbare prin violență în rândurile constituționale, acțiunilor subversive sau orice alte acțiuni care au ca scop următoarea prin forța instituțiilor democratice ale statului, subminare sau lichidare prin orice formă a suveranității, independenței sau integrității teritoriale a statului. Da, da, parcurs, nu, nu, doar aici, sunt prea multe. Trebuie să deodată, dacă ești... În contextul cum ați face. Să ai mai puțin... Noi aici am venit cu... Nu, e asta și mai mare problemă. Iată aici. A, aici. Noi am venit cu o propunere de a concretiza momentul ăsta. Deci, la neatul 2, am propus în felul următor să sune textul. Noi punem în discuție. Elaborează și realizează în limitele competenței un sistem de măsuri orientați spre identificare, prevenire și contracarare amenințărilor ce prezintă un pericol deosebit pentru securitatea statului, prevăzute la articolul 4 din legea 618 privind securitatea statului. Din legea, noi am propus modificări și la articolul 4 din legea 618. Și acolo dăm toate noțiunile astea. Și ca să nu arătăm în legea serviciului de informații toate atribuțiile și definițiile, le definim acolo, în articolul 4, și scurtăm articolul ăsta 4, că el are 4 pagini de articolul ăsta 4. Așa îl facem mai compact și facem trimitere. SISO are atribuții, iată, conform articolul 4 din legea securității statului. Și acolo le enumerăm. Că tare conform tehnicii legislative, ea numai așa se procedează și nu se copie și într-o parte și în altă, dar nu se face trimite la legea care îi reglementează. Și noi am făcut propunerile astea, dar noi nu le-am văzut. Poate nu le-ați dat în considerație, nu le-ați propus, nu le-ați scris pe site. E varianta și electronică nu apără. În același context, la punctul 2, deci cu privire la sistemul de măsuri, el e prevăzut în actualul proiect de lege privind activitatea contra informativă și informativă. Noi am spus că activitatea specială de investigație din legea 59 o divizăm în trei. Organul de urmărire penală, activitatea poliției și activitatea SIS-ului va fi deja în legea specială. Respectiv, în cazul dat, eu propun ca să indicăm un sistem de măsuri prevăzut de lege privind activitatea contrainformativă și informativă, care va fi indicat exhaustiv ce măsuri întreprinde SIS-ul. Deci activitățile informative și contrainformative sunt specificate. Dar nu pur și deci ideea de bază în 1. La momentul actual, legea pentru securitatea statului, la articolul 4, alineatul 2, ce vizează pericolul deosebit în securitatea statului, nu vizează toate elementele, inovațiile, da, care le-am inclus, ținând cont de evoluția pe parcurs timpului din 96, nu sunt modificate aici. Asta e 1. Și atunci, dacă ne uităm de-ar după tehnica legislativă, această lege trebuie să fie votată în lectura 2, aceea în lectura 1. Și atunci apare o discrepanță în votări. Asta e unul. A doilea, dacă ne uităm nemijlocit la oportunitate sau la reglementare, nu se va schimba esența în faptul că vor fi enumerate aici atribuțiile de elaborare sau vor fi o normă de blanchetă în parcelă, care le va prevedea tot pe acestea. De ce în condițiile în care sunt stabilite atribuțiile, considerăm că atribuțiile să fie stabilite clar în legea o întrebare. În 6.18 o să păstreze alineatul 2? Deci o să rămână așa cum este acum? Pentru că nu, el trebuie modificat sau va fi exclus? Ori într-o parte, ori în altă. Da, da. Nu pot fi două conținuturi
Noi considerăm că aici trebuie să regăsească la atribuțiile serviciului, pentru că acestea sunt atribuțiile care vizează CISO-ul cu asta. Pentru că acela întâi, chiar, da, de exemplu, o normă, uzurparea puterii de stat este prevăzută și acolo ca amenințare. Dar uzurparea puterii de stat nu se ocupă nici grănicerii, nici vama și nici săspăcoiosul. Adică în condițiile astea, ca să ne menținem acolo cu cele mai grave pericole, și noi nu le luăm ca cel mai grave, indiferent că sunt grave sau nu sunt grave, noi le stabilim. Atribuțiile sine sunt acestea. De atât ca tehnică legislativă și ca evoluția reglementării, considerăm că atribuțiile unei autorități trebuie să se găsească în legea autorității. Da, dar acolo prevede, în domeniul securității naționale, în legea 6, prevede și atribuții și altor autorități. De asta este menționată. Cel mai grave sunt aici. În care... securitate statului. Da. Deci prevede atribuția mai multor autorități. Legile respective din 95, dar noi trebuie să ne uităm de ce ele sunt. Ele au fost, legea 68 și 619, au fost legi primare ale organizării activității serviciilor sociale. A fost legea securității statului stabilea competența materială și organele securității statului care sunt ele. Atunci legea SIS nu există. Apoi a evoluat 99 și ulterior. La momentul actual, legile respective două urmează fie revăzute conceptual, pentru că ele nu mai corespund situației noastre, pentru că până la momentul actual, fiecare din autorități, organe de securitate statului au legea lor separat. Sunt atribuții, sunt competențe, sunt domenii. Și atunci, să le menționăm și în lege și acolo, logic ar fi în fiecare lege separat și să fie abrogate sau revăzute. Deci o să rămână una. Noi sperăm, da, să promovăm ideea respectivă, la parlamentul de cer. Domnul Gărdeschi, dați să revenim înapoi la... La ce ați propus? Să facem o claritate. Poate e cazul să numim toate cele amenințări la trei securitatea statului, care le-am propus și în legea privind securitatea statului. Și le să ducă claritate. Și nu o să fie necesar de le enumerat în legea asta, a serviciului. Pentru că aceea e legii care dă noțiuni. Dar asta e o lege deja cadru a unei entități. Iată, spre exemplu, în legea privind activitatea serviciului de informații a României. La articolul noul prevăzut, în vederea stabilirii existenței amenințărilor la adresa securității naționale, prevăzut la articolul 3 din legea 51 privind siguranța națională, cu modificările ulterioare, serviciul de informații pot efectua cu respectarea legii. Deci se face trimitere la legea 51 privind securitatea națională. Deci în legea serviciului de informații a României, serviciul român de informații, atribuțiile se face referință exact la legea siguranței naționale. Eu înțeleg, dar noi în România spați, băi, dă-ți copiem, că la moldovenii, că e mai bine o făcut. Haideți, noi să vedem pentru noi să mai pragăm. Eu sunt de acord parțial cu dumneavoastră, în sensul că, dar dacă avem, noi creăm o lege, deci cadru care să... Eu nu văd o problemă dacă noi competenți și atribuții să... Și acum, domnul profesor, dacă o să apară și alt organ, Ministerul Apărării, presupune, sau alte instituții care se ocupă cu securitatea statului, fiecare o să-și dea noțiuni concrete ce înseamnă atribuții, ce înseamnă pericol deosebit prin securitatea statului, ce înseamnă prejudicii. Noi noțiuni generale putem să le lăsăm acolo. Noțiunile sunt legea ce este prevăzute. Lăsăm, dar de asta eu fac referință la legea respectivă. Nu, ca să fie o singură lege care spune că e un singur fel de prejudiciu. Nu toate organele își stabilește prejudiciul în parte. Nu fiecare organ își stabilește riscurile și amenințările la securitatea statului în parte. Deci riscurile și amenințările la securitatea statului trebuie să fie într-o singură lege. Doar dacă dăm competență la SIS, la VAMA, la poliție și așa mai departe, ei deja preiau activitățile astea din lege respectivă. Deci asta nu poate să rămână la convenție care este cu de definiție și atât. Și restul, fiecare instituție poate să-și atribuție. De parte cum acele, dar definirea se găsească în legea 619, dar în linii generale, 618, dar în linii generale eu tot aș înclina serviciul să-și poată enumera care sunt acțiunile pe care trebuie. Dar hai să dezbatem, să vedem, să vedem care e logica. Dar acolo, de exemplu, în legea dată nu poți să te apuci să începi a defini uzurparea puterii de stat ce este. Aici nu. Nu poți. Ei, este în legea 14, da. Gata, este acolo. Dar ceea ce face serviciul, vine să repete, adică, sau să vină să menționeze exact ce, adică, acțiunii îi întreprind. Ei se referă la acțiunii întreprinse. Dar ce înseamnă uzurparea puterii de stat? Este deja legea care este definită. Deci asta nu face la cum poți. Dacă îmi permiteți. Deci aici e vorba de atribuții în serviciu. La mine sunt opinii diferite. Pericolul spre securității statului stabilit în legea privire la din 95, 618. Eu propun în general, dacă o să facem trimitere la legea în cauză, să nu indicăm numărul și dată, pentru că ulterior, după cum o subliniază, o să fie editat într-o ori republicat, ori o să fie adoptat o nouă lege. Legea privire la securitatea națională. Facem trimitere, atribuții, deci pericolul stabilit în legea privire la securitatea națională. Mai mult ca atât.
aceste pericole în această lege pot fi adăugate ulterior sau diminuate. Noi nu o să dublăm, schimbăm, pentru că aici nu sunt atribuțiile, aici sunt pericole stabilite. Ele dacă stabilite noțiunea pericolului la securitatea națională, și dacă apar într-o lege, într-o lege. Noi nu o să mergem să schimbăm ambele legi simultan. Pericolele sunt stabilite în articolul sau în lege. Da, atribuții aici. Da, atribuțiile, deci, altceva. Noi vorbim ca atribuții, elaborare, deci elaborează, realizează, dar în contextul în care ați discutat dumneavoastră, prevăzute de... Da, de lege cutare. Aici putem să nu menționăm articolul concret din lege, dar să arătăm că din lege cutare. Poți completeze dacă mai repede m-am uitat pe legea CNA și legea procuraturii, nu există o astfel de listă exhaustivă, să faci trimitere la codul de procedură penală. Dar în toate țările, în tot loc să faci, vă arăt legea României, cum arată. Deci în legea SRI-ului scris clar că amenințările sunt prevăzute în legea 51 privind siguranța națională. Din 92 fiscă la noi. La noi în legea organică securității statului inițial, când spuneți prin Ministerul Securității Naționale, se menționa, Ministerul Securității Naționale se ocupă cu combaterea amenințărilor grave pentru care au legi duble. Pe parcurs o evoluat situația respectivă și există autoritățile au atribuțiile lor concrete stabilite în legile lor. Ar fi una din soluții, juridic vorbind, dacă facem acte de trimitere, da, pentru stabilirea nu există problemă. Totodată, acolo sunt, da, dacă spunem, amenințările grave, dacă și este necesar de stabili, mai este sau nu este necesar de le enumera acolo. Dacă în momentul, da, aici stabilim competențe servicii de a elabora, a contracara faptele. Da. Nu e important să le dăm noțiunea, că e pericol sau nu e pericol. Este fapta concret și dacă trebuie să se ocupe din sau nu. De ce să facem cu o trimitere încolo? Asta e unul. Și al doilea, cum am spus, că ce facem atunci, dacă acceptăm ideea respectivă, ce facem cu normativitatea? Proiectul ăsta e lectura a doua, așa l-am întrebat. Și atunci nu poți face trimitere azi să aprobăm ceva și nu a fost aprobat. Și atunci țisul va fi, la momentul aprobării, nu va avea conținut norma respectivă și nu va avea competență. Țin cont și de cei ce au obiectat Comisia de Veneția, care au spus că legea SIS este prea detaliată. Deci ea prea, și poate duce la ineficiență, așa și spun, prea detaliat este menționat și ar putea să existe situații când competența asta e de la punctul 2, dar în ce domeni, deci în ce informații, ce elaborează, ce realizează sistemul de măsuri orientat spre, avem în lege. Deci trebuie de la de aici. Nu schimbă. De ce trebuie? De ce acolo e mai bine decât aici? Dacă vor fi alte pericole decât cele stabilite în legea asta. Dar atunci apare întrebarea. Dacă noi le menționăm acolo, cum ați spus, sunt amul să prânești cu serviciu, v-am alt tot trebuie să ocupe cu schimbarea prin violență. Trebuie să ocupe și poliția de frontieră. Cu asta se ocupă oare? Nu, cu uzurparea puterii de stat. Asta se ocupă pentru că dacă e amenințarea unde ei sunt parte componentă, înseamnă și ei se ocupă cu asta. Apoi noi se ocupă toate patru care suntem acum sau se ocupă tot CIS-ul? Dacă se ocupă tot CIS-ul, înseamnă că în legea CIS-ul trebuie să fie. În legea 618 trebuie să fie determinat care autoritate prioritatea securitatea națională și ulterior legea dată să fac trimitere la legea aceea, care este domeniul de competență CIS-ului, VAMA, cu VAMA... Pentru ce trebuie și atribuțiile unei autorități în două legi? Dar nu sunt atribuții, acolo e pericole. Acolo sunt noțiune de pericol. Pur și simplu, inginerii dar decade această lege. Trebuie să o băgăm în inginerie. Da, nu are probleme de stație. Și o fiecare lege să-l punem... Ele au și amul. SPPS-ul și n-are... Anume SPPS-ul are partea lui în lege prin la servicii de puteri și pază. Stați să stabiliți concret în ce domeniu a securității naționale, dar prin ce se realizează atribuțiile țare. În legea prin la poliția de frontieră fix sunt stabilite. În servicii va mal iarăși ca elementul securității economice cu ce se ocupă. La definiția articolului. Deci articolul spune că elaborează, realizează în limite competențe un sistem de măsuri orientate spre identificarea, prevenirea și contracararea următoarelor fapte. Și se începe numărarea lor. Deci aici propriu zis care sunt acțiunile care le întreprinde sau împotriva căruia acționează nemijlocit serviciul de informații. Legea 618, acolo sunt, deci nu se referă la instituțiile mijlocite, ea se referă la instituțiile statului, se referă. Eu cer și da, eu încarc legea în sine, dar aici, dacă citim exact alineatul 2, că îi poate elaborează, realizează și mai departe următoarele fapte, în redacția asta la fel, ele scalchiază una pe alta. Spre exemplu, litera A vine să acopere litera C.
Pentru că dacă luăm din noțiunea penală, ce înseamnă uzurparea puterii de stat? Asta și este schimbarea prin violență, urândurii constituționale. Aici putem discutăm, aici putem discutăm. Trebuie spune ce sunt obiecții multe care nu, trebuie aici scoase. Aici putem discuta. Dar de asta, întrebarea trebuie să fie sau nu? V-am propus varianta ca să modificăm anume articolul cel al 4, care dă definiții clare pentru toate organele statului. Deci articolul 4 din legea 618, dacă este reactualizat, adus la necesitatea zilei, cum se spune. El o să fie clar pentru toate structurile statului. Dacă îmi permiți, eu pot să vă citesc, dar poate, nu știu dacă e caz. Noi l-am propus varianta electronică. Da, nu trebuie să... Plena amenințări la adresa securității statului, înțelege ansamblu de acțiuni, condiții și factori ce compor pericol pentru stat, societate și personalitate. Da, la articolul 4, aliniatul 1. El trebuie să revizuit. Revizuit. Aliniatul 2, pericol deosebit. Da. Deci noi nu cred că, deci sensul poate să creez când există pericol, că e deosebit, nu e deosebit, să-l clasificăm în deosebit, nu e deosebit, pur și simplu pericol și pericol deosebit. Aici se dau categorii de pericol. Nu, e unul, e pericol deosebit. Nu, mai departe noi am scris, vă spun, aici este varianta veche, dar da. Am pus modificările la articolul și la pericol deosebit am atribuit. Acțiunile îndreptate spre schimbare prin violență, activitatea ce contribuie în mod direct, indirect, în desfășurarea acțiunii militare contra țării, acțiunile militare și alte acțiuni violente care sunt prevăzute mai jos, trădarea de patrie, spionajul, transmiterea informației, acestea sunt atribuite la amenințări, pericol deosebit pentru securitatea statului. Și dacă le definim în lege și ei, nu trebuie să le mai repetăm în legea asta. Deci să faci trimitere, pur și simplu. Bun, dar mine mă interesează. Când există orice pericol care amenință securitatea națională, e pericol care amenință securitatea, el e... Pericol este, noi avem generat. Pericol deosebit care amenință sau avem pur și simplu pericol pentru securitatea asta? Avem și riscuri. Aici, în legea asta... Păi ele sunt diferite, e denumit așa la risc, asta e pericol, asta e... Dar dacă noi lege și le deosebim, așa era cândva. Dar dacă nu, îți spunem că asta e deosebit, dar asta e mai puțin deosebit. Da. Nu știu dacă noi trebuie să-l numim deosebit. Pericol pentru securitatea națională a statului. El e pericol, el orice pericol pentru securitatea națională e cel mai deosebit. Nu știu. Dezordine în masă, sustragere de armament, pregătire și comitriată, lista asta este exclusivă. Am înțeles. Definit-o în articolul 4 din legea securității statului. Nu, articolul 4 este unul multe, este foarte... Dacă începem să le definim aici toate pericolele deosebite, haideți să le dăm claritate, dar aici măcar, că, pentru că noi ca juriști putem să știm ce înseamnă pericol deosebit. Noi vrem să știm care e acela noțiune, ce legi ne reglementează. În articolul 4 scrie ce înseamnă pericol deosebit în securitatea statului. Și scrie acțiuni îndreptate spre schimbarea prin violența regimului constituțional sau subminarea suveranității și independenței teritoriale. Activitatea ce contribuie în mod direct sau indirect la desfășurarea în acțiuni militare contra țării sau la declanșarea războiului civil. Acțiuni militare și alte acțiuni violente care subminează temeliile statului. Acțiuni care favorizează apariția de evenimente extraordinare în transport și telecomunicații. Și sunt aici cu tot alfabetul. Sustragerea de armament, de muniții, cazuri de crimă. Deci legea așa structură, deci e definit că sunt. Definit, dar trebuie actualizat. Nu, asta de tanță sunt proiecte separate, să faci. Deci, este adevărat, eu ne-am notat că articolul 4 și 10 o să trebuiască... Da, și dacă noi modificăm, doar Radeț propune, dacă noi îl modificăm, să nu le enumerăm aici da, ca competență, acolo. Dar elaborează, realizează limite competențe pentru a contracararea ce ești indicat în articolul 4 din 618. Dar 618 și oricum trebuie modificat. Ori așa, oricum trebuie modificat. Da, dar atâta timp cât el nu-i modificat, nu știu în ce măsură noi, în proiectul ăsta, putem să facem trimiteri la ceva și nu-i modificat. Faci trimiteri la cei ce este în vigoare astăzi. Faci trimiteri la altceva. Dar aici să vină câteva noțiuni noi. Din câte eu văd, să vină noțiuni noi. Asta înseamnă că noțiunea asta noi trebuie să le găsească în legea 618. Că și nu vă tu mi-ai făcut, că toate legile astea sunt pornite din 2011, 2009 și nu mai avut timp la urmă. Ce facem punctul 2 ca să... Noi suntem de acord. Dacă vreți să ne numerați, legea să fie sigur, sigur, toate pericolele deosebite când se curăța. Tot așa nu știu cum e băgat supriești. Dacă vreau să te pericol deosebit, punct. Dar de-a mâncat și deosebit, de-a mâncat și deosebit, de-a mâncat și deosebit. Păi corect, dar sunt la momentul actual, când am trebuit asta în vigoare, așa la...
Nu, nu, uitați-vă, mai există o practică la Ministerul Justiției, când în dispoziție finale se introduc expres modificări la legea 618. Adică noi putem acum să luăm enumerările astea și le punem la dispoziție finale, spunem că articolul 4 din legea 618 va avea următorul conflict. Și schimba asta, asta nu se permite în dispoziție finale și tranzitorie, nu poți face modificare la o altă lege. Sunt 10 legi votate. Nu, este finale și tranzitorie. Aici trebuie notă informativă, trebuie să mă treacă tot procesul de revizare, asta trebuie consultanță. În finale și poți scrie în termen de atât, să vor fi modificări la legea cealaltă. Ești fost rușa să sârbă și privioane răsfăție. Nu știu, deci eu trebuie legi separate, îmi place, mă urmă, îmi place. Eu am deja notat eu vreo 6 legi care trebuie modificate. Acum, de principiu, pe de o parte, norma juridic spune că dacă este o lege de bază, se va modifica pe cei și să modificăm pe cei și să de acord, eu nu spun. Deci, pe de altă parte, acum eu înțeleg că toate aceste puncte care faceți trimiterea noastră, deci ele în proporție de 90% se găsesc în legea 618. Adică dacă noi facem doar trimitere, deci încolo, noastră, până noi modificăm legea 618, dar nu modificăm repede, pentru că automat puneți o argumentare. Deci o punem încolo, noastră puteți lucra cu acele norme care sunt prevăzute acolo. Da, dar nu facem să mai. Deci, dar și este aici și nu e acolo. Domnul Gurdiță. Ce este, ce ar fi aici și n-ar fi în articolul 4 la 608? Ce nu este și nu este legea? Nu, ia uite. Legea în față, schimbă. Deci acesta nu-i... 608, da. Alineatul 4. Da, nu, alineatul 4. Și este alineatul 2. Articul 4, alineatul 2. Eu vă arăt. Litera G, interse neconstituționale, nu-i deloc azi. Informative legale, adică ideile noi care le-am introdus în codul penal, nu se regăsește nimic. Incident de securitate informațională, noi. Amenințări hibride securitate în NOS. Noi. Noi am dat și așa. Nu, e esențial ce îi spuneți noastră și nu... Activitățile teroriste, conform legii noi, 20 NOS, doar se menționa despre terorism, dar el s-a modificat noțiunile și concepțiile. Corupția, afectarea securității statului este, dar nu este reglementată. Crima organizată nu este care... Eu am o propunere de compromis pentru toată. Eu înțeleg că dacă noi mergem în complet... Altfel ne blocăm așa. Vor luăm... pur și simplu articol 4, așa, adică care trebuie ce modificat. Și îl dezbatem acum și spunem ce trebuie vice preluat. Luăm un proiect de lege doar pentru modificarea asta. O să votăm, o să fie mai multe proiecte de lege, nu facem unul mare, cu multe articole, și pur și simplu îl dezbatem pe asta. Și aducem argumente, și atunci când votăm în lectura a doua, votăm și pe asta în prima lectură, exact articolul. Aha. Și deja peste două săptămâni, votăm în lectura a doua specială, ca să închidem subiect. Asta eu cred că este o chestie de compromis și dacă noi cădem de acord, vineri putem să registrăm proiectul de lege, dacă noi facem. Și găsim nota informativă și explicați. Articolul 4, articolul 10, numai decât trebuie să-mi plătăm. Nu, este două. De 618, noi putem face modificarea articolul 4 și articolul 10, să facem oricum repede. Corect. Și exemplu, nicăieri nu se găsesc amenințările hibride, cum ne-am definit noi. Amenințări hibride la adresa statului, iată, le-am pus ca un pericol deosebit pentru securitatea statului, sunt amenințările hibride. Și atât cum le vedem noi. Amenințările hibride la adresa statului, exprimate prin acțiuni, inacțiuni, la nivel național, regional sau global, care afectează reziliența statului, inclusiv în spațiul cibernetic, a unor companii de propagandă sau dezinformare de natură a afecta ordinea constituțională. Iată cum o vedem noi ca amenințare hibridă. Și aici nu găsesc nicăieri în alt parc. Chiar și în legea aceea a securității statului, e lege veche, dar trebuie băgate noțiunile astea, introdusă. Deci, crede, noi, noi și pe parcursul întregii de lege, sunt ce cum e ca să nu dați modificăm asta pe articul, să înregistrăm, deci, dar rugămintea mea o să fie atât la cei care au venit inițiativa, atât în Procuratura Generală cu sensul de lipsă, cu o notă informativă, dar și cu modificările făcute, ne întâlnim joi. Și joi... De joi la ce oră? După eu cum vedem, la oră, să fie bine cu toată lumea. Și eu joi, eu și semnez, deci împreună cu facem dezbatere, eu și semnez proiectul ăsta de lege, îl înregistrăm și încep de săptămâna viitoare, rog frumos, deci instituțiile de stat în 10 zile să întâlnim de avizul,
sanitei și eu pot face dezbaterea peste două săptămâni, cum am spus cu unii mai să discutăm aceste două știri. Și atunci o să ne fie mai simplu. Așa noi o să ne încercăm copiii într-o parte, din alta și o să ne... Și care are dreptatea lui. O să înțeleg pe ei că am nevoie de părghii, eu îl înțeleg noastră după, cum zice, normă juridică și știință juridică, cum spune că nu este. Spre exemplu, în România este o singură lege privind securitatea națională. Dar atribuții la, deci, la protecția securității naționale au mai multe instituții. Și, de exemplu, mâine pe mâine Parlamentul Curții Mândoi se decide că cu securitatea națională, de exemplu, contra informativă militară, trebuie să se ocupe Ministerul Apărării. Apoi cum, să facem și iarăși lege separată pentru a da definiții ce înseamnă pericole de usiri? S-au acceptat că toate definițiile rămân în lege. Și doriți denumirea legii de dată. Da. Denumirea. Denumirea, da. Deci, nu poți face de denumire. Denumire. Combat ca mulți. Deci, ce se poate să zic? Denumire sunt. Dar nu nu, cu denumire, dar chiar e conceptual. Noi avem legi prin concepția securității naționale, care stabilește clar ce înseamnă securitate națională și înseamnă securitate statului. Avem, la momentul actual, se elaborează proiect nou de concepție securității naționale la nivel național. Corespunzător, până ați fi modificat concepția, nu poți să nu amul la lege, să-i dai acum noțiune. În lege securitatea statului este noțiunea de securitatea statului. Conform tehnicii legislative, dacă îmi permiteți, într-o propoziție scrie, la legea actuare, unii se utilizează sintagma securitatea statului, se modifică în securitatea națională. Sunt noțiuni diferite. Noțiuni diferite. În concepția securitatea națională, azi e altceva decât. Nu poți face asta. Schimb mai mult chestii. Se identifică doar actele legislative și spune... Nu, să putau concept diferit. O să fie, eu intuiesc că noi până să ajungem la capăt, o să trebuiască pe mine. Dar eu zic să peste două domnului. Într-adevăr, nu mergem să copiez într-o parte, în altă. Dați modificăm articolul 410 de 608. Rugați-l pe domnul Rădețchi, el are o variantă. O variantă de proiectul lui. Varianta voastră. Știi publică. Și noi, joi, când ne întâlnim, dezbatem nu doar, adică mai departe, dar dezbatem și proiectul ăsta, dezbatem, adică și îl înregistrez joi. Și dacă noi avem, cum zice, de comun acord, de agreement, că e ok, deci formula asta, eu merg și îl înregistrez și îl prezentăm. Deci varianta propusă de noi este publică, este pe site-ul ăsta comun. Dar, hai distribuiți-o și, deci, la știe șanță, și toată lumea știe cu joi, venim cu formă, cu variantă și hai să înregistrăm. Adică toată lumea de acord, că nu zic eu din capul meu, toată lumea de acord cu comportarea. Și la articolul 10 trebuie mai lucrat, dacă vine cineva cu idee. La 4 e definit. La 4 și la 10, vă rog, și eu îl înregistrez și eu promit că în 2 săptămâni, 3 săptămâni, o să fie votat în două lecturi. Și lăsăm, dar legea însuși o lăsăm așa, securitatea statului. Da. La moment, da. În moment așa este. O să schimb mai multe acolo. O să ajunge și o schimbăm, dar eu ca să nu blocăm votarea lectura a doua, de okay. Date, nu blocăm. Ok. Măcar noțiunile sunt clarifică. De fapt, dacă... Cum o să avem de prevăzut modificări, dați mergem pe articole, pe articole. Oricum, mergem pe articole, dar deja o să vedem. Da, nu, schimbarea prin violență, știi tu? Da. Uzurparea puterii de stat, litera cea. Vă spun, ea e cuprinsă de alineață. Da, nu știu dacă e cuprinsă. Schimbarea prin violență presupune existența unei rânduiri care o schimbi. Uzurparea presupune inclusiv menținerea puterii care o deții, inclusiv legal. Și nu știu dacă se acoperă schimbarea prin violență de uzurpare. Ia uite, partea a doua, care au scop înlăturarea prin forță a instituțiilor democratice a statului. Subminarea sau lichidarea, prin orice formă, a suveranității, independenței și individuității preași. E bine, e un pic mai largă ca uzurparea, în sens penal. Uzurparea puterii în sens penal are loc pe două căi. Deci, însuși, uzurparea prin forță, și al doilea parte a articolului prevede menținerea forțată a puterii de stat. Când am avut noi situația în trecut, când cei care au pierdut alegerile nu vreau să ducă de la putere. Asta era partea a doua de menținerea. E greu să spun. De asta așa am avut două guverne. Dacă excludem litera C,
poți să ajungi la situația. Da, litera presupune, vedeți că e însăși cum e formulare, schimbare prevalență, adică este o acțiune de schimba ceva existent. Uzurpare presupune și litera, sau al doilea mecanism, menținerea cu forță. Dacă o excludem de aici, poți să apară interpretări referitor la competență. Schimbare prevalență este varianta 2, ca agravantă. Nu, e penal pe fapt, faptologic. E cuprinde și prinde. Noi, ca penalist, înțelegi, nu le dau. O să ieși la litera și menținerea. Depus precum și menținerea puterii. Deci schimbarea, menținerea. Acasă s-a prevăzut ca uzurparea puterii de stat. Articolul 339, cod penal. Da. Tot știți. Da. Acțiunile săvârșite în scop uzurpării sau menținere forțate, puterii de stat, deci cu încălcare puterilor Constituției Republicii Moldova. Aleatul 2. Aceleași acțiuni, aceleași acțiuni care au provocat schimbarea prin violență urmării constituționale a Republicii Moldova. Au provocat, deci idee de provocare. Deci ideea de a preveni schimbarea prin violență. Nu știu să ajungi la provocare. Faptele de prevenție a schimbării, prevenția uzurpării și contracarare eventuală faptului de a se împline. Poți iei la componența de bază, la neapă întâi și să... Da, și nu întotdeauna suprapune elementele penale. Eu, dar sunt litera C. Uzurpare puterii. Așa înseamnă că noi sunteți de acord să rămâi litera C. Ori e uzurpare, ori e schimbare prin violență. Din două una. Din două una să lăsăm. Ori prima că e mai largă, ori și excludem uzurpare puterii, ori lăsăm uzurpare puterii. Nu mă credești că uzurparea puterii de stat mi-a spus că acțiuni de prevenire. Apoi uzurpării. A uzurpării. Legea tot are uzurpării. Poate să urci și nu schimbare. Poate să urci. Atunci să urci. Să nu ne trebuie. La proiect ceva. Și mai departe. Adică mergem în jurul. El oricum se vor găsi acolo. În proiect ceva. Deci... Vitalii, tu auzi, da? Da, eu descup că trebuie să-mi liberi sală. O să găsești o sală, o să o să-mi găsești. Deci ne întâlnim joi la ordine 3. Eu sunt grup de lucru la Ministerul Justiției. Vă rog, de oligarhizare. Rugămintea mea este... La 40, articolul 40. Pentru că noi dacă facem modificarea la 16, domnul Rădeschi, eu să-ți rugămintea la dumneavoastră mai mult. Ca să dumneavoastră aveți deja o variantă și au varianta lor, articolul 4, are serviciul de informații. Eu vă rog frumos, de ce împreună? Eu știu cum e zi de miercuri și aveți o zi jumătate, veniți cu un draft care noi să discutăm aici și eu cel târziu vineri, dimineață, mă verificez. Dar și mai departe eu să am grijă pe dispoziție să dă avizi pe care. Pentru că dacă o să fie corect făcut, probleme nu o să fie valizare. Dar trebuie să o facem corect. Și distribuiți la alți colegi care se uite și noi joi să putem discuta pe el și să facem modificare. Vedem la următoarea ședință, când vă rest. Да, там спит, что-то. Да, там спит, что-то. Ты в Word нападал, я с ним ошёл.